Bună ziua! Sperăm că sunteți alături de noi și că nu ați plecat să-l întâlniți pe Moș Nicolae. Vine diseară, nu? Din câte știm. Și am zis să vă prezentăm și noi colecția noastră Melchior, propusă pentru sărbători, proaspăt sosită, pe online, în magazine. Și pentru aceasta am alături de mine pe Delia. S-a Bună! pregătit, ce Sunteți frumoasă e, și-a pus pregătiți? ea așa și fundiță. Să intrăm în Și atmosfera de Crăciun, de da, sărbători. da. Și pe Aurora, Bună! care are cei mai frumoși ochi. Și mulțumim că ne ajută mereu în live-uri. Am aici și spiritușul meu, Patricia, bună. Suntem și pe Instagram, da? Da. Echipa de spirituși, da. Pregătită să vă prezinte noile produse special Zina. create pentru voi. Da, și eu, da. Stai să mă întorc și pe mine aici, Da, să ca vedeți să mă vedeți și decorul. noi ne-am pregătit. Uitați-mă și pe mine. Uite, Deci Patricia, credință, suntem holografic. holografic, pe vezi? Holografic, Da. așa că... Hai să continuăm. Da, avem numai noutăți pentru voi, special create pentru acest sezon, pentru sezonul cadourilor. Și să începem cu această paletă, Metal Fusion se numește. Eu zic de acum, ideală pentru cadou, deci Da, duceți-vă în ideală pentru magazin dacă cadou. Astăzi e. a fost, astăzi este lansarea, de fapt. Și conține patru nuanțe de fard metalice cu textură cremoasă, inspirată din metalele prețioase. Avem, Așa suntem noi da, femeile, sunt prețioase. prețioase. Vă rugăm Așa să ne este și mesajul, de prețuiți, fapt. da, și să mulțumiți că ne aveți. Da, avem exact și mesajul. Prețioasă ca și aurul, delicată ca și cuarțul, strălucitoare ca și arama, să zicem, și puternic ca garnet, ca și granatul. Da. Stăteam și mă gândeam unde mă regăsesc. Tu unde ești de acolo? Eu sunt, nu În știu. toate. Și eu la fel, asta Da, era suntem că... un Eu cred că noi amalgam. toate femeile avem un... Exact. Cât de puțin din toate, trebuie Aurora, să avem. tu ce crezi că ești? În Eu te văd fiecare zi delicat altceva. așa. În Da, fiecare zi exact, altceva. fiecare zi Și altceva. atunci ne machiem cum simțim, nu? Evident. Și dacă ne simțim Exact. frumoase, strălucim În funcție de și... stare, în funcție de personalitate, fiecare poate să-și aleagă. E o paletă versatilă. Fiind de mici dimensiuni, poate fi strecurată cu ușurință lungeantă și poate Da. fi luată peste tot cu noi, dar ne poate însoți. Văd că are pe Și, magnet. E pe da, magnet, e nu? pe magnet. Așa, are prindere foarte ușoară, nu se desprind fardurile și să vi le și arăt. Deci acesta este auriu, este foarte cremos, după cum se observă, și metalizat. Deci, aplicare fără bază, ca să vedeți cum se vede. Wow, ce frumos! E cremos? Este cremos cu finish metalizat. Se Super. vede bine? Cuarțul, un roz la fel foarte, foarte sidefat și deschis. Da. Și copper este un roz mai închis cu particule mai mari de glitter. Wow. Arată Da. minunat. Se vede. Și granat, un roșu cupru, un roșu În închis. tendințe acest, Da. nu? Exact culorile. Culori Culori frumoase pentru frumoase. sărbători. Să strălucim. Da, să strălucim. Deci asta este aplicare fără bază. Se văd bine? Se vede. Eu zic că da, sper și cele care ne privesc. Să se vadă. Uite ce, vezi, Patricia, ne-am pus și baloane, da? Vezi? Ne-am Și pregătit. să arătăm și cealaltă surpriză. Da. Da. Fardul cremos sub formă de gel, gel glitter, Golden Girl. Este un fard cu particule mari de glitter. Uitați cum arată. Wow! Și este aur curat. Super! Și este fratele lui Diamond Girl. Fratele sau Sora, da! sora lui Diamond Girl. Celălalt fard, la fel Am zis de să nu-l lăsăm intens, singur, să să nu nu se lăsăm simtă singur. singur, exact de sărbători, să-i creăm un frate sau o soră. La fel de sclipitor și de intens.
și pot fi folosite și ca iluminatoare, și ca fard. Și pe deci, corp și poate pe folosi, corp, văd că ai folosit deja aurorei. Deja nu m-am abținut și am anticipat. Imaginație să fie. Exact, imaginație. Și acum să trecem la treabă? Da. Eu pot să spun că am pornit un concurs, că ne place să ne jucăm, nu? Și îl găsiți și pe site-ul nostru, în secțiunea concurs, pe Facebook, și vă invităm să vă jucați. Sunt 4 premii, au un conținut și această paletă. Pe 20 decembrie aflăm câștigătorii, deci el este a început astăzi, se termină pe 19, pe 20 aflăm câștigătorii. Pot să vă mai spun, Delia a început să macheze. Da, eu încep să machez și tu. Eu zic că dacă sunteți în pană de idei, vă așteptăm în magazine, găsiți prin magazinele noastre și aceste kituri, le-am creat special, să vă fie mai ușor. Patricia, cum îți fac loc? Așa. Și paletuța ar fi un super cadou. Credeți-ne că dacă sunteți domni care ne ascultați, ne plac cosmeticele. Așa. Ce te-ai apucat să faci, Delia? Da, ne propui un machiaj? Da, un machiaj festiv. Pentru special creat pentru sărbători. Mai ales acum începe sezonul petrecerilor de firmă, la servici. Corporate. Da, exact. Și trebuie să arătăm foarte bine. Și așa că avem la îndemână. Deci bănuiesc că ai aplicat bază. Am aplicat bază, am realizat deja machiajul feței ca să ne fie mai ușor. Bază, fond de ten, pudră, după care am făcut un ușor contouring, am aplicat blush, iluminator, am realizat machiajul sprâncenelor și acum începem machiajul ochilor. Și cum mereu este în tendințe strălucirea, deci în fiecare an noi trebuie să strălucim, realizăm un machiaj strălucitor. În care să folosim nuanțele din noua paletă, bineînțeles. Deci acum pui un farmat. Acum pun farmat. Creez o bază. Stompăm cu noua pensulă, că am uitat să vă spun că a apărut o pensulă nouă de stompare, o pensulă rotundă din păr de veveriță, care ne ajută foarte mult la estomparea, la difuzarea culorilor. Îmi place foarte mult că are părul foarte, foarte fin. Are perii moi și este foarte ușor de folosit. Pentru vizual îi mulțumim Aurorei pentru retuș. make-up artistului nostru Paul Stoica pentru machiaj și Raluca pentru că a fost alături de noi în ședința foto. Și fotograful nostru. Da. Lăsăm secret. Acum am aplicat pe arcadă nuanța quartz, nuanța aceasta de roz deschis. Deci se vede foarte, foarte intens. Și nici nu mai e nevoie să umezești pensula, da, să faci diferite trucuri pentru care pierzi timp, știi? Exact. Care intensifică culoarea. Se lipește, nu știu, e corect spus, lipește foarte bine așa de piele, aderă așa aderă, bine, nu? Aderă foarte bine la piele și este pe piele și este foarte intens. Nu pică, nu nimic. Stă cu minte acolo. Voi folosi tușul cremă negru. Stați un pic în sus. Ia.
Și se auzi urcând aici. A, de la spiridușul meu se aud, că mă tot uitam, da, și nu știam de unde. Păi, cred că era bine să-l tragi pe acela. Patri. Îl anunță pe Moș Crăciun? Da. Îl cheamă, da. Îl cheamă, da. Vino, hai vino. Tu faci un chetai acolo. Da. Asta încercăm să realizăm. Ochiul deschis, trasăm o linie ascendentă. Știu că avem și o promoție astăzi. Cine achiziționează paletuța primește o ojă cadou. Este o ojă tot din colecția pentru sărbători. Și aceste farbe se pot aplica foarte bine și pe bază cremoasă, cum ar fi acest gel, acest tuș cremă. Deci dacă dorim un machiaj și mai intens, putem să folosim această bază neagră peste care să aplicăm acele farduri cremoase. Să fie simetrici. Nu este greu de realizat chetaiul. Nu? Da, trebuie un pic îndemânare, dar... Pare ușor, știi? Da, pare. Vreau să vă mai zic că în magazine, la orice cumpărătură, primiți o felicitare gratuit și o puteți oferi cadou cu mesajul vostru. Ia stai că lăsă așa. Ia și tu. Eu am trimis deja. Mi-am trimis toată dragostea. De Crăciun fii mai bun. Și nu doar de Crăciun, mereu. Dar acum... Acum cu pregătire. Da. Aplicăm peste fard, fard închis. Deci ai aplicat peste, da, acea peste... codiță de, da, așa, un fard. Da, aplicăm fard. Thank you.
cuvinte, da? Cea mai cuvinte. Cea mai cuvinte. Pentru asta o să vină Moș Nicolae la tine și Moș Crăciun. Dacă suntem cu mine, cu siguranță. Și acum începem să aplicăm fardurile cremoase din paletă. Și mai vii cu o noutate. Da, uite, da, uite. Da, bineînțeles. Câte noutăți. Pentru a le face și mai rezistente și mai intense, aplicăm baza fixatoare pentru pigmenți, pentru fardurile pulbere, pentru glitter, deci este multifuncțional. Și aplicăm o cantitate mică de ploapă. Așa. Ce să aplicăm? Mie-mi place și roșu, dar nu. Păi ăla nu, mai la... Așa o să-l... Și cuarțul acela e frumos. O să aplic din nou cuarț la interior. Sunt atât de frumoase culorile că nu știu ce să... Mereu am dubii, că nu... Mă gândesc care e bluzița asta frumoasă. Da, granat așa. Și foarte bine se aplică cu degetul prin tapotare. Mi-e place să vadă mai mult, să fie mai intens. După care, nuanța granat. Aurora întoarce de puțin. Da, așa. Scuze. Ok. Din tapătare. Aurora are și puțin așa, irisul duce în... Deja gata, sunt mai verzi ochii tăi. Roșu accentuează nuanța. Ca și spiritușul meu, și spiritușul meu are aici ochii, okay, da. La fel. Și se face un... se creează un aspect metalic. Se vede? Se vede bine? Se vede, da. Foarte frumos și așa? Ușor de realizat, pare așa, știi? Nu râde de lea. Pare ușor. E ușor, da. Să vedem, aplicăm la fel, o cantitate mică. Îmi place baza că este foarte bună și pentru, e foarte utilă și pentru pigment și pentru glitter. Se poate folosi la aplicarea mai multor produse. Și nu mai risc să strângă în pliu, da, să se blenduiește altfel intensifică fardul, culoarea. Intensifică. Deci trebuie avută și acea bază. Da. Așa, aplicăm ca să fie paș corect și să reziste machiajul. Mai accentăm culoarea prin tapotare. Așa.
Patricia, tu ai fost cu minte? Vine moș Nicolae la tine? Nu prea? E sincer. Găsești vreo nuia mâine dimineață? Ce găsești? Dar tu sperăm să fie bine. Da, știi cum e cu oamenii cu minți? Nu primesc ce vor. Da? Nu primesc ceva, dar ce vor. Ia, pune mâna și fă fapte bune. Nu? Dar sunt un om bun. Știu. Dar nu cu minte. Știu. Mai nărăvaș așa? Ești un spirit duș nărăvaș. Trebuie să ții drumul drept, știi? Ține drumul drept. Și telefonul. Și telefonul, da. Hai, acum tot partea de jos, treci un pic în sus. Gata, deja Aurora e mai festivă. E mai festivă. O trimitem la discotec, la club. La petrecerea firmei de Crăciun. Da. Eu vreau să văd, îl bagi în seamă și pe Golden Girl? Da, bineînțeles, pentru asta pregătesc partea de jos. Am înțeles. Da, tocmai pentru că vreau să-l bag în seamă. E prea frumos. Wow, și se aplică așa de ușor. Uite, știi, nu ne-am legat de titlul colecției. E timpul să te iubești. Și dacă te iubești pe tine, eu zic că poți iubi pe toată lumea. Așa spun specialiștii. Știi? Da, trebuie întâi să te iubești pe tine și să da. Te accepti așa cum ești. Suntem acum într-un la moment ora, da. Da, de... Și dacă tu te iubești și ai grijă de tine, ești frumoasă, radiezi, toate lucrurile merg bine. Da. Și ceilalți te iubesc, da. It's time to love yourself. Sună foarte bine. Always. Always, da. Love yourself. Eu am mai făcut greșeli. Și acum greșesc, dar nu știu, îmi revin într-o zi. Mă iubesc mai puțin, așa. Și acum, surpriza. Pam, pam. Uite-te puțin în sus, aplicăm ușor, cu grijă, să nu atingem linia lacrimală. Colega mea, și răcită, da. Și ea este alături. Este pasionată și pentru pasiune orice efort. Da, nu se dă răceala ei, să știi. Nu, că eu stau lângă ea și n-am... Că am vrut să-i pun o mască. Nu, rezistăm pe baricade. A zis că nu, o ține pentru ea. Da, nu o dau, nu împart. Nu împart cu nimeni. Și aplicăm Golden Girl. Cred că mergea foarte bine și fără baza acesta, sau? Da, merge foarte bine și fără bază, dar ca să fiu mai sigură să și nu și să vadă cadă, mai frumos. Da, să nu cadă aceste particule. Că totuși are altă textură. Am zis să aplicăm baza înainte. Să ne urmăriți că până la sfârșitul anului mai avem promoții frumoase și pentru a fi la curent cu noutățile noastre, abonați-vă la newsletter. Veți primi pe e-mail toate informațiile. Și având promoții frumoase, sunt idei bune pentru cadouri. Noutăți mai apar de le?
Nu uitați. Cred că începe Manu în forță, nu? Da. Începe Manu în forță, nu spunem. Nu dezvăluim. Da. O să fie noutăți, surprize, dar nu dezvăluim deocamdată. Toate sunt la cerința voastră, ca să știți. Tot ce ne cereți, tot ce ne scrieți. Noi transmitem și vă îndeplinim dorințele. Aplicăm mascara. Scandeleș. Aplicăm și gene, da? Wow, Aurora, așa, spunem gene. Da, te-ai albastră. Da, tu ai niște gene, wow. Ale tale sunt frumoase. O să fie ultra scripitoare. Așa. Ia închide-i. Închide-i. Înainte de a aplica genele, vreau să aplic un ruj care mi este foarte drag. E metalic, din gama de rujuri mate, dar cu finish metalic. Este nuanța Diva. Este un roșu cupru asemănător nuanței de fard. Da. Și asemănător topului purtat de tine. Și, hai să fim în, și cu fardul și cu, folosit la pe ploape. Și cu oja. Da. Și în ton cu oja. Așa că suntem extrem de asortate. Mi-ai zis ce ai pânghiute, dar nu mai știu, semi sau clasic? Este o oja clasică royal. Mhm. E totul sclipitor. De la ojă, la buze, la ochi. Din această gamă de rujuri mate, metalice, asta este nuanța cea mai festivă, ca să zic așa, potrivit acestui sezon. Numai noi încălcăm reguli. Da. Purtăm și ziua, adică... Atâta timp cât te simți bine și ți se potrivește, eu zic că... Transmiți ce trebuie. Da, exact. Atâta timp cât este în... Vezi că nu te simți bine așa, parcă și transmiți chestia da, asta. Da, exact. Deci ești pregătită de petrecere, nu? Să înceapă ochi, nu? Mai stați că mai avem și mâine. Bine. Vă trezesc eu la realitate, mai stați. Uite, cineva i-a spus Aurorei că are buze frumoase. Ce frumos! Ce drăguț, da? Și ochii are frumoși. Uite, pune tu un close-up, da, un close-up pe ochi. Stați așa să ne concentrăm, nu ne distrageți atenția. Așa. Să ne iasă contur perfect. La rojul roșu mereu e tricky-tricky. Este o provocare. Aplicarea rojului roșu. Și a culorilor închise, în general. Uite, auzi, dar la ai căsar de la una la alta, la Golden Girl, dacă l-aplici pe piele, pur și simplu, da, pe dege și... Da, pur și simplu cu degetul și se întinde, se face ca o cremă... Da, s-o mai, să-i mai dăm un pic aurorii. Da, o facem statuia de aur.
Golden Girl. Golden Girl. Colin era bine să avem pe fundal. Da, dar da, uite că Facebook-ul te mai pedepsește așa, știi? Și de-aia am zis, ca să nu mai... Da, stăm în liniște. E treaba cu drepturi de autor, cu... stăm în liniște, suntem noi. Da, și cosmeticele. Da, exact. Da, și cosmeticele, exact, noi și pasiunea. Și cei care ne privesc, care au răpit din timpul lor, da, să urmărească noutățile noastre. Și îi pupăm și îi iubim și îi așteptăm și la cumpărături și se întâlnească cu Moș Nicolae, să ia cadouri, să punem înghetuțe. Ia să vedem... Anais e cu minte? Încearcă. Încearcă, nu? Încearcă, cred, da, că nu mai are răbdare. Încearcă. Eu știu cum eram la vârsta ei, deci nu dormeam nici noaptea. Erau toate agitație emoțiile, maximă, da. Agitație maximă, deci... Dar încearcă să fie cu minte. Da, doarme până mâine dimineață sau stă așa în, mai deschide ușa, mai să uită, a venit, a venit? Nu, doarme, așteaptă. Eu știu că aveam cele mai mari emoții. Așa e. Cineva ne întreabă dacă avem mai multe pensule pentru buze la Melchior? Una doar. Una. Una și, într-adevăr, încă una retractabilă. Deci una... simplă, ca să zic așa, ovală. Și una pe care e bine să o ai în... pentru geantă retractabilă. Cu capac. Dar cea profesională e cea simplă, cu coadă. Vreau să-i fac semn lăcrămioarei să ne arate și, da, la final. Că, bineînțeles, colecția nu se putea încheia și fără o manicură. Și atunci avem și o ojă. Da, care merge perfect, da. Tot aurie. Spell. Ați văzut ce ușor se aplică și genele. Se ia măsura, se taie, se pune lipiciul, da, și poc! E, da. Noi vă încurajăm, totul, da, e simplu. Dacă ai produse bune, te și ajută. Așa, să mai stau un pic să se usuce. Acum aplicăm adeziv și pe cea de-a doua geană, după ce am ajustat-o. Ne poți spune, Delia, ce adeziv folosești pentru gene? Duo transparent. El pare alb, dar după uscare devine transparent. Sunt două variante, negru și transparent. Lăcrăt, bună, ce faci? Te-am... Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Uite, suntem cu... suntem cu Rudolf aici, cu ajutorul. Suntem cu Delia, suntem cu Aurora, prezentăm colecția de Crăciun și ne prezint și tu ceva, nu? Da, puțin eu. Tu ești de la școală, uitați, da, aici, un trainer. Am o ojă clasică, se numește Spell, este un auriu arămiu. Deci vine în completare, exact ce vă spuneam. Ia uitați-l. Deci și cu această manicură... Am un singur strat, acoperă super bine. Tututum. Tututum, da. Stai să văd. Foarte bine. Și foarte frumos. Spell, da. Deci să fim Spell. Golden. Da. Da. Și o avem și mică, nu? Da, normal. Și variantă și mică și... 5. Da.
Îți mulțumim, lăcră. Plăcere. Mai stau să mă uit puțin aici, cum arată super machiajul. Da. Da, uite ce s-a transformat. Wow. Gata, te-ai transformat? Și aplicăm puțin mascara. Am fugit, pa! Cu spor la treabă, mulțumim! Stradă mascara și pe genele inferioare. Aurora îi stă bine și așa cum se machiază ea, știi, nude, soft, da. Și îi stă bine și puternic. Și vezi? Pentru mai multă intensitate voi aplica creionul Colcajal pe partea umedă, pe conjunctivă. Și acesta e machiajul propus de noi, cu noua colecție. It's time to love yourself. Noua colecție de Crăciun. Pentru petrecerile de final de an, pentru Revelion. Deci în 30 de minute. Da. Doar ochii, stai. Doar ochii, 30 doar de minute. Doar ochii, da. Foarte frumos. Cum mai arată în de Golden Girl? Cum da, putem da, face așa? Exact. Uite pe umeri, pe aici, da, poți să-i dai pe umeri. Să dau un pic. Că văd că pe decolteu deja ai... Deja am dat, că n-am avut răbdare. Cu pensula pentru aplicarea iluminatorului. Aplicăm o boare de Golden Girl. Și se face ce frumos, foarte se vede. Un efect super, super sidefat. Tu-i de imaginație, nu știu cât e de permis sau așa, dar... E permis, merge, de ce nu? Merge, trebuie nu? Să ne... Da. Dacă aveți o rochie cu umeri goi, merită să adăugăm puțină strălucire și pe umeri și pe decolteu. Zeița noastră. Zeița noastră de Crăciun, de Revelion, din acest an. Suntem gata. Suntem gata? Da, și suntem gata. Plecăm, închide-ne ochișorii. Deschide-i. Sperăm că v-a plăcut. Cineva vrea să vadă reacția ta, Aurora, când... Când te uiți în ochi, când te uiți în ochi, când să ne spui părerea ta. Filmează-o în direct. Da, e mult mai intens decât ești tu obișnuită. Da, categoric. Dar o avantajează culorile acestea. Roșu acela la ochi îi face... Da. Ochii căpruie îi face le două nuanțe de verde. Uh-huh. Mai intens. Da. Acestea sunt nuanțele, încă o dată vi le arătăm. Nuanțele din paleta Metal Fusion și cele două nuanțe de far, Golden Girl și Diamond Girl. Da. Mesajul? Iubiți-vă! Iubiți-vă! Fiți frumoase! Aveți încredere în voi! Și atunci emanați ce trebuie, nu? Și alegeți-vă paletuța și personalitatea. Cam acestea ar fi. Nu știu, mulțumesc, da. Delia. Vă mulțumim. Vă mulțumesc, noi. Fetelor, mulțumesc ajutorul meu, spiritușul meu. Și dacă nu ne mai vedem anul acesta, sărbători fericite. Liniștite. Un 2020 mai bun ca acesta. Excelent. Și sperăm că suntem la înălțimea așteptărilor voastre, că avem produse bune și ne străduim și să fim mai buni. Cu surprize. Cu surprize. Surprize, da. Stați cu ochii pe noi. Vă pupăm! Vă pupăm! La mulți ani sărbătoriților zilei, nu? De mâine. Da, de mâine. Vă pupăm! Sărbători fericite!